Directorul Centrului de Medicină Legală a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție în dosarele ce vizează expertizele trucate, contabilitatea neagră și corupția din instituție. Tot astăzi, procurorii au cerut instanței de judecată arestarea preventivă a 6 legiști din cei 10 reținuți acum 2 zile. 4 dintre ei colaborează cu ancheta și urmează să fie cercetați în stare de libertate. Aceștia sunt învinuiți de organizarea unei scheme infracționale prin intermediul cărei ar fi dobândit ilicit mijloace bănești ce reprezentau plăți pentru serviciile de expertiză judiciară. Banii ar fi fost pretinși pentru formularea unor concluzii denaturate în rapoartele de expertiză întocmite în legătură cu examinarea cauzei morții, iar aceste plăți variau între 900 și 10.000 de lei. Prin urmare, sumele indicate ar fi fost împărțite între cei care prestau serviciile menționate.